Salutare băieți, bine v-am găsit la un nou OP Replay. Astăzi îl avem pe Acheron din clanul LGR. Astăzi va fi un replay. Nu va fi un funny replay, va fi un funny moment, un funny damage. Deci hai să comentăm, să vedem ce a făcut Acheron. Joacă cu Ori, frumos camo pe el. Are și cutiuța attachment-ul. Să vedem ce face. Suntem în baza unde medrii se duc în cei acum, nu știu, așa. Încearcă te 95 să ducă pe acolo. Acheron se duce sus spre baza. Hai să vedem dacă dă pe cineva, că aici în dreapta trebuie să găsească pe cineva să le dea vreo bucată. Să vedem, așteaptă dacă îi dă spot 57, deocamdată nu-i dat spot. Deci nu sunt acolo, se duce într-o fish, hop. Și dă spot la 2. La 2 nemici, un mediu și un light. A încercat să-i dea ceva lui Type 61, dar n-a intrat glonțul din cauza că s-a mișcat. A vrut să se ia puțin în spate și să-i dea bucat, s-a mișcat ținta și a dat pe lângă el. Hai că acum îl vede pe lateral. Bagă un hășeu. 64, a avut o leacă noroc, a avut puțin noroc. Type 61, din cauza că dacă se tea pe loc, lua mai mult damage. Da, se uită T92, se uită la Acheron, nu înțelege nimic, se dă în spate, Acheron îi mai dă o bucată, îi mai dă damage. Type-ul vine din nou afară. Da, 65, un AP. Cred că mediu și cu light-ul ăla nu înțeleg nimic ce se întâmplă pe acolo. Îl vede tot roșu pe Acheron, nu știu cum să-i tragă. După cum vezi, joacă foarte bine, nu dă push, așteaptă să dea spot, să dea ceva, să uită acolo, dar nu este nimeni. Hai să vedem dacă vede pe cineva. Op, spotat T92 din nou. Vine din nou pe Acheron să-i dea ceva. Acheron îi dă o bucată. T92 îi dă bounce, deci am înțeles cu T92 la ce face. A venit mediu, i-a dat un gold Acheron, dar n-a reușit să facă mult damage. Acheron de jos, am X următorul, foarte frumos până în acest moment. Da, are mult damage până acum, suntem la aproape 4000. A băgat și adrenalina, îl vede pe I7, s-a dus în spate la Heavy, că mouse-ul și cu Emil-ul sunt în față, i-a dat focul I7. Problematic damage. Suntem aproape la 5000. Deci 7 îmi să înțeleg ce se întâmplă acolo. Îi dă și nilă. Așa, stă puțin pe loc până încarcă Acheron din nou un AP. 583. Nu i-a dat rol mare, dar oricum I7-le ăla e aproape one shot. Trebuie să-l scoate 90. A făcut bine scos Type 68-ul. Se uită la E7, dar nu prea mare mult damage acolo, vă pe E75 se duce. Da, a încercat să dea printre ele două cadavre acolo, între doi morți, n-a reușit, n-a intrat, pleacă din cauza că se duce 75 pe E7, nu mai are ce face acolo. A zis omul, mai bine plec, l-a omorât, nu mai avea damage, nu mai avea ce face. Văd că este un 57 full HP aici, se duce să mai ia ceva HP-uri de la el. Sunt de la 6000 damage, aici văd că e pe HE, îl încearcă cu HE-ul dacă intră. A schimbat, a văzut că face puțin damage, a schimbat pe AP, i-a dat 57 un AP. Încearcă din nou, schimb iar pe AP, îi dă foc, 900 damage, 944 damage. S-a dus pe object, foarte frumos, suntem la 8000 damage. Acum 57 îl încarcă, îi dă un ram. Are 7 AKP, îi dă un HE și s-a terminat meciul. Da, a fost foarte, foarte agresiv, a jucat foarte bine, a dat un push pe mijloc, s-a dus în spate la Heavy. A ajutat foarte mult echipa acolo, după cum vezi a reușit să dea 8300 damage, hai să vedem și maestria. 8337 damage, a blocat 1200, ne-a omorât 5 și le-au dat damage la 7 persoane. I-au dat damage, i-au dat Radley Medal pentru 5 kill-uri. Da, hai să vedem câți bani a dat. I-a făcut și ceva bani, 253.000.
el a luat 215, care este plătit proiectile. Da, a jucat foarte frumos, a dat un push foarte agresiv pe mijloc acolo. După cum vezi, T95, că sus în ce, a făcut 2000 damage, n-am, nu știu, foarte lent ancora, nu poți să te duci tu acolo. N-ai ce faci pe acolo. Da, a făcut un damage foarte, foarte mare. E75, o dat și el o bucată, l-a omorât pe E7. 57-li, n-a făcut nimic, 0 damage, deci cam ăstea sunt jucătorii care i-am găsit la... care i-am găsit în echipă la el. Da, foarte frumos. Mulțumesc lui Acheron pentru replay. Băiți, dacă mai aveți replay-uri și vreți să fiți comentati, analizati, aveți toate detaliile în descriere la video, să puteți să întremindiți replay-urile. Ok, băieți, v-am salutat. Mersi că v-ați uitat. Ne auzim tura viitoare.